Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. Accident de circulație la ieșirea din Slobozia. Legea salarizării scoate funcționari în stradă. Crește numărul celor care primesc alimente de la Uniunea Europeană. Taximetriștii giurgiuveni nu refuză nicio cursă. Sportivele de la CSM se luptă pentru a rămâne în fruntea diviziei A. A încercat să depășească o coloană de autocamioane pe linia continuă, în viteză și în curbă, însă s-a răsturnat pe șanțul de pe marginea drumului în sens opus. Vorbim despre inconștiența unui tânăr de 27 de ani din Giurgiu, care a provocat un accident rutier la ieșirea din Slobozia. Evenimentul s-a soldat și cu o victimă, pasagerul de pe scaunul din dreapta al șoferului. În condițiile unui carosabil umed, dar și a unei coloane de autocamioane care circulau regulamentar, un tânăr de 27 de ani din Giurgiu, care conducea un Volkswagen Touareg pe șoseaua de la ieșirea din Slobozia, a provocat un accident de circulație. Tânărul s-a angajat în depășirea autocamioanelor pe linia continuă, în viteză și în curbă. A pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului pe sensul opus. Au fost solicitate două ambulanțe pentru a acorda îngrijiri medicale șoferului, dar mai ales pasagerului din dreapta, un tânăr de 35 de ani rănit ceva mai grav și transportat la Spitalul Județean Giurgiu. Șoferul, care a suferit răni ușoare și care a refuzat să fie transportat la spital pentru investigații, a fost supus testului cu aparatul Dragger, rezultatul indicat fiind zero. Unde e Aurel? Da, e zero. Mașina care a provocat accidentul rutier a fost serios avariată, iar șoferului i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe timpul cercetărilor efectuate de către polițiștii de la rutieră, circulația în zonă s-a desfășurat pe o singură bandă. Au apus de mult vremurile în care taximetriștii din Giurgiu își permiteau să refuze unele curse pe motiv că sunt prea scurte și nu merită efortul. Acum șoferii pornesc mașinile și pentru distanțe care valorează și 3 sau 4 lei. În acest fel, nu mai stau degeaba în stație și își fidelizează clienții. Din cauza numărului scăzut de solicitări din partea clienților, stațiile taxi din oraș sunt mereu pline. Șoferii se plâng de mult timp că taximetria nu mai este o afacere și este mai degrabă o meserie de supraviețuire. Și dacă înainte mulți dintre ei își permiteau să refuze clienții care voiau să meargă pe distanțe scurte, acum niciun taximetrist nu mai face nazuri. Ați refuzat vreodată un client pentru că distanța era prea scurtă? Nu cred că mai sunt vremurile să mai refuzăm clienți, mai ales în orașul nostru. Că distanțele deja sunt scurte. Să știu că avem tarifele destul de mari și nu avem cum să refuzăm. Cea mai scurtă, de exemplu, am avut până la Clinica Sante. Și vă dați seama că n-a plecat aparatul nici după tariful de kilometru. Și s-a simțit omul și a mai lăsat un leu doi în plus acum. Nu. Nu. De ce nu ați făcut asta? Nu, 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 niciodată. Care a fost cea mai scurtă distanță? Autogară, aici la Casa Neagră. Îți dau 5 lei și... Ca să aveți activitate? Sigur că da, ce, nu contează. De merge... Până la primărie, până la autogară, de ce să refuzăm? După aparat. 3 lei, 4 lei, 5 lei... Nu avem cum să refuzăm. Unii taximetriști spun că ies în pagubă dacă iau pe distanță. Fiecare cum își calculează, eu știu, nu are cum să iasă. Refuzul unui taximetrist de a transporta un client pe motiv că solicită o cursă mult prea scurtă se practică des în București. O spun unii giurgiuveni care au pățit-o și se bucură că nu întâlnesc acest fenomen și la Giurgiu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă refuze un taximetrist pentru că distanța era prea scurtă? Nu, nu în Giurgiu. În București, da, dar nu în Giurgiu. Da. Care a fost cea mai scurtă distanță pe care ați făcut-o? Poate de pe aici până la autogară. În rest, mergem pe jos, că sunt distanțele mici. Nu. Nu s-a întâmplat. Pe ce distanță ați mers? Cel mai puțin, nu știu să vă spun,
În orice caz, eu sunt în Putineu și mergem pe 18 km, așa sunt. Giurgiuvenii care se vor afla în situația de a fi refuzați de șoferii de taxi trebuie să știe că legea îi obligă pe aceștia să nu respingă nicio cursă legală. Dacă totuși se întâmplă, clienții pot reține indicativul mașinii, numărul de înmatriculare și numele șoferului, iar apoi să sune la dispeceratul companiei de taxi și să-l reclame pe taximetrist. Venite din lumea învățământului, respectabile cadre didactice din Giurgiu au participat la a doua întâlnire periodică a profesorilor pensionari. Inițiată în urmă cu 4 ani, acțiunea urmărește întrunirea celor grupați în așa zisul non-sindicat al pensionarilor și implicarea în evenimente care marchează momente importante din istoria învățământului din Giurgiu. La liceul Tudor Vianu din Giurgiu, dascălii aflați la pensie și grupați în auto-intitulatul non-sindicat al pensionarilor s-au aflat astăzi 10 septembrie la a doua întâlnire a cadrelor didactice cu tâmple de argint. Teleportați în trecut, dar cu inițiative în viitor, respectabilii profesori se consideră siguri că acțiunile domniilor lor, legate direct sau indirect de învățământul giurgiuvean, le dau consistență și suflu nou în viață. În urmă cu 4 ani, mai exact pe 8 septembrie, la prima întâlnire, dascălii pensionari marcau 47 de ani de existența liceului Tudor Vianu prin dezvelirea unei plăci ce amintește de respectivul eveniment. O inițiativă viitoare se dorește a aminti și de perioada din 2011 până în 2015. Așezată, așa cuprinde numai perioada 1964 și deci ne-am oprit la 2011, placa comemorativă. Placa care urmează, deci inscripție în granit pe un soclu, va cuprinde deci și perioada de după 2011, deci 2015 sau 2016. Tot istoria școlii giurgiuvene a stat la baza lucrării Jurnalul Liceului Tudor Vianu, retrospectivă, o monografie a unității școlare scrise de profesorul Ion Radu, carte acordată astăzi de autor profesorilor ce n-au intrat în posesia acesteia, dar au fost prezenți la eveniment. Această lucrare, pe care o consider mai complexă și mai bine documentată, cuprinde perioada 1964-2014. Deci, octombrie 2014, când s-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea liceului. Deci, suntem în posesia și cu dedicație. Deci, da? Cei prezenți la acțiunea de astăzi au constituit grupul de dascăle ai școlii medii numărul 2 și liceului economic, ai liceului industrial numărul 2 sau ai liceului teoretic, Tudor Vianu, așa după cum actuala clădire a găzduit unitățile școlare menționate începând din 1964 și până în 2015. Cadrul didactic al primei generații, cea din 1964, Virginia Manea își amintește. Am avut un colectiv minunat în care ne-am simțit ca frații. Și directori am avut oameni deosebit de competenți. Dintre aceștia aș remarca pe domn profesor Radu, de o inteligență sclipitoare, și am avut colegi minunați. Un coleg de-al nostru ne-a făcut și o revistă dedicată liceului Burg Aurel, dar el acum n-a putut să vină pentru că are probleme cu inima. Și altfel, ce să vă spunem, am găsit liceul cu o dotare precară. Ne-am zbătut toți în toate părțile să acumulăm, să aducem material didactic și să ne facem datoria așa cum trebuie la catedră. Teleportați în trecut, dar și în viitor, dascălii pensionari se vor reîntâlni și peste 4 ani, însă astăzi, înainte de despărțire, nu s-a trecut peste un moment plin de emoție. Atribuirea de diplome de excelență inimoșilor profesori pensionari. Guvernul a extins numărul persoanelor defavorizate care beneficiază de ajutoare pentru alimente. În acest an, de produsele gratuite de la Uniunea Europeană vor beneficia și persoanele fără venit, dar și cele cu venituri lunare ce nu depășesc 450 de lei pe membru de familie. Programul operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate a suferit câteva modificări, în sensul că se va extinde numărul beneficiarilor, întrucât limitele de venituri din pensii și indemnizații de șomaj eligibile pentru primirea ajutoarelor alimentare vor fi modificate de la 400 de lei pe lună la 450 de lei pe lună. În plus, se adaugă o nouă categorie de beneficiari pentru aceste ajutoare, respectiv persoanele fără venituri, dar și cei care nu au niciun fel de venit și care anii trecuți nu au fost trecuți în lege ca beneficiari.
Pe de altă parte, hotărârea stabilește trecerea la baza de date oferită de autoritățile locale și renunțarea la distribuția pe bază de cupoane, precum și procedurile pentru lichidarea stocurilor de ajutoare alimentare înregistrate la finalizarea distribuției pe lista de cupoane și pe lista suplimentară. În momentul de față, derularea programului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate se află în faza de licitații, timp în care autoritățile locale trebuie să-și completeze listele cu noi beneficiari. La Giurgiu, în prezent, numărul celor care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană este de circa 7500 de persoane, însă numărul ar putea crește considerabil după efectuarea anchetelor sociale și a întocmirii tabelelor cu noi beneficiari. Sunt și persoane care nu pot primi ajutoare alimentare gratuite, cum ar fi persoanele care satisfac stagiul militar și persoanele private de libertate. În ultimele două zile, Consiliul Unional al Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX a avut întâlniri cu Ministrul Finanțelor Publice și Ministrul Muncii. S-a discutat în special despre legea salarizării și despre protejarea funcționarilor publici și salariaților din sectorul bugetar care desfășoară activități de control. 83% dintre membrii SEDLEX, sindicat care cuprinde salariații din toate domeniile sectorului administrație publică, s-au declarat pentru declanșarea grevei generale în cazul în care revendicările lor nu vor fi rezolvate. Între acestea se numără legea salarizării, reorganizarea ANAF, susținerea examenelor de promovare, voucherele de vacanță, dar și majorarea salariilor în administrația publică locală. Punctul cel mai fierbinte din toată discuția și cu doamna Rovana Plumb, care ne-am întâlnit în data de 9 septembrie, adică ieri, unde ne-am întâlnit Consiliul Unional al Alianței SEDLEX, am spus, doamne ministru, mărirea salariilor funcționarilor publici din cadrul primăriilor, consiliilor locale, că au salariile foarte, foarte mici. Deci a ajuns salariul minim pe economie să depășească salariul multor funcționari publici din cadrul primăriilor. Biroul executiv al Alianței SEDLEX a primit mandat să continue discuțiile cu guvernul, concomitent fiind mandatat să poată declanșa în orice moment greva generală. Referitor la legea salarizării, încă nu s-a ajuns la un consens, urmând ca în perioada următoare să fie continuate negocierile și pe marginea acestui subiect. Începând de astăzi, tinerii întreprinzători se pot înscrie în programul SRLD, anunță Departamentul pentru IMM-uri, Mediu, Afaceri și Turism. Tinerii debutanți în afaceri pot să obțină de la stat pentru propria afacere o sumă de până la 10.000 de euro potrivit schemei de minimis. 10 septembrie este data de la care giurgiuvenii se pot înscrie în programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri. Tinerii pot obține prin intermediul programului SRLD finanțare nerambursabilă pentru planurile de afaceri de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar. În același timp, este necesară o contribuție proprie sau prin credit bancar de cel puțin jumătate din valoarea cheltuielilor eligibile. Ce este foarte bun la acest program este faptul că ne permite achiziția aproape orice, de la materii prime, la materiale, echipamente, plata salariilor, achiriilor, promovare, achiziția de site, sigur, în niște limite. Deci de aceea este foarte bun de accesat. Alte programe guvernamentale ne limitează, sunt doar pentru echipamente sau pentru promovare, dar acest program ne permite plata multor lucruri. Dacă până anul trecut perioada de implementare a programului guvernamental era de un an, acum aceasta s-a redus la o lună. De aceea, numărul tinerilor solicitanți a scăzut foarte mult, cu 95%. Specialiștii spun că acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cei care realizează forma în care se implementează programul. Până anul trecut, se mergea pe principiul primul venit, primul servit. Anul acesta se pune foarte mare accent pe punctajul obținut și întâietate se obține punctaj suplimentar, se socotesc numărul de locuri de muncă înființate, este de minim 2. Deci vă dați seama că trebuie să ne gândim ca să obținem punctaj la mai mult de 4.
Apoi, domeniul de activitate, faptul că cel care solicită sprijinul financiar are competențe, are un curs de antreprenoriat. Înscrierea planurilor de afaceri în cadrul acestui program se va face online începând de astăzi și până pe 24 septembrie, anunță Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism. Astfel, persoanele interesate vor putea înscrie proiectele pe site-ul www.aippimm.ro pe bază de username și parolă în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice până la epuizarea bugetului alocat programului. Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu va fi stabilit în urma unui sondaj de opinie ce va fi realizat toamna aceasta. Potrivit reprezentanților PSD Giurgiu, cel mai probabil rezultatele sondajului nu vor fi făcute publice, dar acesta va fi realizat în rândurile giurgiuvenilor. Efectuarea unui sondaj prin care să fie stabilit candidatul PSD Giurgiu pentru funcția de primar al municipiului a fost confirmată astăzi de secretarul executiv al organizației județene, Răzvan Cuc. Acesta a precizat că realizarea sondajului este deja decisă. După cum a spus și domnul senator Nicolae Bădălău, la nivelul municipiului Giurgiu vom efectua un sondaj de opinie pentru a vedea exact cum ne situăm. Un sondaj care este practic un test și pentru organizația noastră să vedem situația reală. Deocamdată nu au fost desemnați membrii PSD care vor fi vizați de acest sondaj. Secretarul executiv al Organizației Social-Democrate nu a dat mai multe amănunte, menționând că detaliile vor fi stabilite pe plan intern. Cariera unora dintre muzicienii anilor 60-70 se identifică în anumite cazuri cu existența unor formații care au ajuns la performanțe notabile. Este și cazul bateristului Don Powell, pe numele său adevărat Donald George Powell, component al trupei Slade, născut într-o zi de 10 septembrie și, prin urmare, aniversat al zilei de astăzi. Din componența trupei engleze de glam rock și mai târziu de hard rock, Slade făcea la începutul anilor parte și Don Powell, alias Donald George Powell, născut la 10 septembrie 1946. Toboșar și percuționist, Powell se bucură de succesul dobândit de trupa căreia aparținea, trupă care, la nivelul acelor ani, era la mare concurență cu Suzy 4, Gary Glitter, David Bowie sau Roxy Music. În 1973, Slade erau foarte populari în Europa și numărul 1 în United King Single Chart. În 1975, popularitatea formației Slade are de suferit în Statele Unite, însă trupa își revine destul de repede, rămânând un reper în muzica bună a anilor 70. I believe in woman, my own mind. I believe in loving my own mind. Don't a woman need a man, try and catch one. În urma unui accident, Paul are probleme de memorie, dar acest lucru nu îl împiedică să-și scrie biografia în 2006, cuprinzând această lucrare sub titlul Look What I Done, My Life in Slade, o lucrare lansată în 2013. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. La TV Giurgiu urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
Astra urma să întâlnească astăzi în Cupa Ligii pe FC Voluntari, într-o partidă disputată pe stadionul Dinamo, contând pentru optimile de finală ale Cupei Ligii. Partida este o reeditare a întâlnirii din etapa 7-a de campionat, când giurgiuvenii au învins în deplasare cu 2-1, într-o partidă în care Denis Alibec a marcat cel mai rapid gol al actualei ediții de campionat. Înaintea acestei partide, FC Voluntari acumulase cele mai puține puncte dintre toate echipele din Liga 1, doar 4, dar spera să dea lovitura în Cupa Ligii în partida cu Astra. Înaintea întâlnirii cu Astra, ilfovenii au prezentat ultimele 5 achiziții. Mihai Costea a semnat cu nou promovata și revine în fotbal după 2 ani de pauză. Pe lângă Costea, la Voluntari a mai ajuns Marius Briceag, împrumutat de la CSU Craiova, atacantul olandez John Gosens, camerunezul de 20 de ani Cedric Ciutu, împrumutat de la AS Roma Primavera, și Elton de la Silva, de la Pandurii. În același timp, ilfovenii au renunțat la Tiberiu Bălan. Iată rezultatele înregistrate în partidele disputate ieri în optimile de finale ale Cupei Ligii și programul meciurilor de astăzi. Concordia Chiajna, FC Botoșani 3-0, ACS Polit Timișoara, Petrolul Ploiești 1-0, CSMS Iași, CFR Cluj 0-1. Pentru astăzi erau planificate partidele FC Voluntari Astra de la ora 16:30, FC Viitorul CS Universitatea Craiova de la ora 19 și Pandurii Târgu Jiu Dinamo de la ora 21:45. Reamintim că la tragerea la sorți Steaua și ASEA Târgu Mureș nu au intrat în urne, fiind calificate direct în sferturi. Câștigătoarea ediției 2015-2016 a Cupei Ligii a deplas la fotbal va fi recompensată cu 400.000 de euro, un premiu mai mare decât cel din sezonul trecut. Anul trecut, în ediția 3-a Cupei Ligii 2014-2015, Astra Giurgiu s-a oprit în semifinale după 2-0 acasă cu Steaua și 0-3 în deplasare. Câștigătoarea trofeului de anul trecut a fost Steaua, care s-a impus cu 3-0 în fața Pandurilor de la Târgu Jiu. Câștigătoarea nu a avut loc asigurat în Europa League, dar a câștigat un premiu în valoare de 265.000 de euro. Fanii giurgiuveni din Liga Suporterilor Astra Giurgiu s-au strâns astăzi din centrul orașului pentru a porni spre stadionul Dinamo, acolo unde urmau să își încurajeze echipa în partida cu FC Voluntari. Ca de fiecare dată, deplasarea suporterilor giurgiuveni a fost asigurată de grupul de firme Nova Force. În câteva ore începe primul meci al Astrei în Cupa Ligii. De fapt, este o reeditare a meciului cu Voluntarii de acum câteva săptămâni, când ne-am bătut cu 2-1. O să fie iarăși la fel de simplu? Nu știu dacă o să fie simplu. După eșecul din Europa League, e posibil să ne mobilizăm mai bine și să facem un meci la fel de bun cum l-am făcut pe cel cu Voluntari din acum 2-3 săptămâni. Mai are forță Astra să joace iarăși din 3-3 zile sau mai des pentru că iarăși se interpune Cupa Ligii? Începe și Cupa României? Dacă până acum am reușit să jucăm din 3-3 zile și dacă încolo atacă, iar ajungem la Europa League. Avem forță, bineînțeles. Un pronostic pentru meciul de pe stadionul Dinamo cu Voluntari? Să sperăm că îi batem tot cu 2-1 și mergem în etapa următoare la în Cupa Ligii. Luna septembrie a venit cu noi perspective pentru sportivii din Giurgiu. La sala din incinta complexului sportiv Marin Anastasovici, boxerii de la CSM și-au început antrenamentele. Au avut o pauză mai lungă, dar acum antrenorul Dragoș Diaconu a dat militaria jos din pod, pentru că se apropie o serie de competiții pe care giurgiuvenii le așteaptă de multă vreme. Următoarele competiții și obiective totodată sunt Cupa României la juniori, care va avea loc în luna octombrie și unde vom participa cu 2 sportivi. Sperăm să ne prezentăm bine. Sportivii sunt deja sportivi consacrați, au câte 10 meciuri. Unul dintre ei este medalia cu bronz, tot la Cupa României anul trecut. După care luna noiembrie vom avea campionatul național de cadeți. Noiembrie vine pentru boxerii de la Clubul Sportiv Municipal cu o altă deplasare importantă, de data aceasta la campionatul național de cadeți. O competiție foarte importantă, care va începe pe 15 noiembrie, unde vom participa cu 4 sportivi, dintre care 2 sunt medaliați la Cupa României, anul acesta la Brăila, Mustafa Aurel cu argint și Sefer Robert cu bronz. Lateral! Schimbă! Haide! Hai, 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 hai,
La sala de sport a liceului viceamiral Ioan Bălănescu, sportivii care practică greco-romane și lupte libere și continuă antrenamentele zilnic. Despre viitoarele competiții am vorbit în rubrica Sport de ieri, iar să trecem în revistă câteva dintre reușitele clubului. Cea mai bună performanță a sportivilor de la clubul de lupte libere și greco-romane în cadrul CSM Dunărea Giurgiu, din punctul meu de vedere, este câștigarea unei medalii de bronz la turneul internațional de lupte greco-romane, desfășurat la începutul anului, în luna ianuarie, la sala de lupte a Clubului Sportiv al Armatei, memorialul Constantin Alexandru. Constantin Alexandru, multiplu campion olimpic și mondial, care, spre regretul tuturor sportivilor din România și în special a luptătorilor, în anul 2014 a decedat. Sportivul giurgiuvean Ciobanu Daniel a reușit un loc 3, un meritos loc 3, la categoria 80 de kilograme. Anul acesta, echipa giurgiuveană de greco-romane și lupte libere s-a întors de la memorialul Emilian Bălănescu din Pitești, cu număr record de medalii. Lotul giurgiuvenilor a fost format din 9 sportivi, care au câștigat în final 6 medalii, câte 2 de fiecare culoare. Alți 2 sportivi ai lotului giurgiuvean au participat la memorialul Nicolae Martinescu, organizat de Clubul Sportiv Dinamo București. Este vorba despre Laurențiu Lascarache, care a obținut locul 3, și de Alexandru Constantin, plasat pe locul 2. Revenim la tenisul de masă, de data aceasta la sportivele Clubului Sportiv Municipal Giurgiu, club finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Preocuparea principală a antrenoarei Mirela Ciobanu, pregătirea echipei de fete pentru turneul Diviziei A al Campionatului Național pe echipe seniori. Următoarea competiție a Giurgiu Vencelor va fi în perioada 24-27 septembrie, când Teodora Ciulică, Andreea Pantelimon și Denisa Chirecianu vor juca în primele 8 echipe în turul Diviziei A. În ultimii 2 ani, echipa de fete a Clubului Sportiv Municipal Giurgiu a activat în divizia A, în primele 4 echipe la nivel național. Vremea schimbă registrul. În peisaj apar ploile, așa că meteorologii au emis o atenționare de cod galben în intervalul 10 septembrie, ora 16-11 septembrie, aceeași oră. În intervalul menționat, ploile se vor intensifica și extinde în Oltenia, Banat, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Transilvaniei, precum și în zona montană aferentă. Vor fi mai ales averse și se vor cumula cantități de apă ce vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Așadar, vineri, Giurgiu și alte județe se află sub incidența codului galben de ploi, în timp ce alte 3 județe se află sub cod portocaliu. Va ploua tot parcursul zilei, vântul va avea intensificări, iar maxima nu va depăși 24 de grade. Vineri, în județul Giurgiu, se vor înregistra 23 de grade la Volintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Zvoarele, Hotarele și Comana și 24 de grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va atinge 19 km pe oră din direcție nord-est, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 759 de milimetri coroană de mercur. Umiditatea în aer va fi de 79%, în timp ce cotele apelor Dunării se află în scădere cu 2 până la 8 cm, cota probabilă estimată va fi în jur de minus 75 de cm.